Spuneți. Puteți spuneți. Da. Ăsta, tăticul meu, îngropat aici, a fost un om foarte, foarte bun. El și-a iubit foarte mult familia, copiii, nepoții și amintirile despre dânsul o să ne fie până la moarte. Cum vă cheamă? Eugenia. Familia mea e Tiutiunic după soț. Din ce an sunteți? 32. Și aici cine sunt înmormântați? Ambii părinți, da? Și da, mama? Mama și acolo fratele, frumos, așa era el, mai tânăr ca mine și a murit, adică da. Tot a fost preot sau nu? Nu. Cum vă-l amintiți pe tata? Cum era ca om? Era foarte, foarte bun. Că așa spuneau oamenii și toți vecinii despre dânsul, că era un om ideal. Câți copii ați fost? La părinți, eu și fratele care a murit și a îngropat aici. Doi copii. Unde a slujit el, părintele? El a slujit la catedrală, pe urmă a fost secretarul la episcopie, pe urmă la bătrânețe, de acum vreo 2-3 ani aici, dar mai mult pe Secinaia, acolo am avut și casă, noi acolo am trăit deodată. Cum se cheamă biserica aceea? Ciuflea. Ciuflea. Numea și acolo era o casă, e acum mai distrusă. Și a fost protopop de Chișinău, da? Da, Blagocin. Da, da. Mulți ani au fost. Foarte mulți. Se întâlneau cu preoții, da, vineau acasă. Permanent vineau preoții, pentru că dacă era Blagocin, el scria tot, făcea tot și prin raioane pleca. Dumnezeu să-l odihnească. Mulțumesc. Să aveți putere și să vă rugați Dumnezeu pentru el. Să dai Dumnezeu să fie tot bine și țărna să fie ușoară. Domnul să-l iarte.